Salutare, dragii mei abonați! După cum bine știți, am fost recent la o partidă unde am prins foarte bine și am reținut și peștele legal. Avem aici peștele și asta o să fie și prima populare pe anul acesta. Vedeți bine, la mine încă este zăpadă, deci aici este foarte frig. Și când am fost la pește, minus 6 grade dimineața și am prins extraordinar. Dacă nu ați văzut partida, 35 de kg, o să vă las link în descriere, credeți-mă că merită, dublu drilluri. Pește la cârlig gol prins și așa mai departe. Am adus patru bucăți frumoase, între care un pește așa spaniol cu mai puțin solzi. Este frumușel așa, o glinjoară. Hai să-l băgăm pe ăsta. Am hamul, sper să mă descurc. E destul nămol aici, nu m-am pregătit. Nici nu mă gândeam că o să prind, că o să aduc pește acasă, dar mă bucur mult. Ideea e că i-am adus foarte tefer, după cum bine vedeți. S-a oprit filmarea, cred că am apăsat eu din greșeală, deci cum spuneam, i-am adus tefer fără nicio problemă. Avem aici primul crăpușor, hai să îl prezentăm un pic. Ia uite, imediat, ăsta este o primă bucată, foarte frumoasă, toți au mai mult de un kil, un kil și un pic, cam așa. Era bine să am un pic de spray antiseptic, dar nu am, să le dau. Hai să-i băgăm așa ușurel. Da, nu pot mai bine de atât, știu că e și nămol și asta e. Dar se vor duce. N-a căzut cam nașpa. Dar nu-i problemă. Hai mă, tată. Hai. Trebuie să cobori aici nămol. Superb. Ceva superb. Hai să vezi cum pleacă imediat. Hai, boss. Hai că te vede toată lumea. Ei, ce credeți că nu pleacă? Stați, nu știți că sunt puțin amortiți, dar fără probleme. Hai și cu găleata asta mai mare, unde am trei bucăți. Oh, așa. Aici sunt frumoși. Frumoși, frumoși. Ok, hai că o las așa într-o parte. Am spus că voi face niște scări aici, unde eliberez peștele, că e belea. Uite spaniolul. Ia uite ce frumusețe. Ia uite. Da, superb ăsta. Tot așa un kilogram și un pic. Foarte frumos, după cum vine, vedeți. Nu este nicio oglindă, are puțin solzi mai mari pe sus și aici este o glinjoară. Și pe partea cealaltă, foarte frumos acest pește. Mie îmi place maxim. Foarte frumos. Dacă ar ridica coama, s-ar vedea frumos, dar oricum e frumos. Hai băiatul. Hai că cobor eu mai jos, chit că mă aud un pic. Hai. Ia uite, s-a adus și ăsta. Următorii, mai am două bucăți. Ia uite ce frumos. Ia uite ce auriu. Pești foarte frumos am adus. Erau și mai mari, dar am preferat să iau puțin mai micuț, dar mai mici. Mai mici și mai mulți, pardon. Ca așa luam doi mai mari și aia era. Dar eu am nevoie de cantitate. Mai mulți pești. Ok. Hai că mare populare ce am făcut. Ultimul pește. Tot așa. Un crăpuț frumos. Un kil și ceva. Cred că este cel mai mare. Opa! Gata, băieți. Asta a fost populare. Hai că era să pic jos. Ok. Vă mulțumesc de susținere. Oricum eram praf de la partidă, asta e filmarea acum făcută de la partidă. Cam așa arată balta, s-a umplut un pic mai mult, chiar dacă dumneavoastră nu vedeți, pentru că sursa nouă de apă de acolo a mai ajutat la cul. Bineînțeles, izvorul principal curge acolo, cei ce n-ați văzut balta și sunteți noi pe canal, puteți să intrați, găsiți în descriere multe alte video cu balta. Primii patru crăpușori care am adus acasă, vom face și aici partide, dar v-am spus, încă este zăpadă, este frig, la mine mănâncă mai greu, dar vom face partide frumoase și la plută, că știu că vă place. Și cam asta este, un like, un subscribe și mulțumesc de vizualizare, numai bine!